Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice, bine v-am găsit. Într-un sfârșit am terminat cuțitul. A durat un pic, dar cu pandemia aceasta oricum am stat numai în casă. A fost mai greu cu șlefuitul, dar până la urmă a ieșit. Eu zic că a ieșit destul de bine. Acum o să încercăm să-i facem și o teacă. Pentru teacă deja am făcut un șablon, o să arate cam așa. Bineînțeles o să facem pe ea un model, o să fie mai complicat un pic, dar în principiu o să iasă bine. Și cam asta este cuțitul. De damasc. N-a ieșit nici foarte mare, dar nici foarte mic. Este potrivit chiar și pentru munte și pentru în grădină, eu știu, e destul de folositor. Prins în teacă, cred că este exact ceea ce trebuie. Ce-ar mai fi de făcut la el? Trebuie șlefuit mai bine. L-am șlefuit destul de fin lemnul, dar trebuie polișat, de fapt, nu. Cu o substanță specială, două substanțe de polișat, una albă și una verde, pentru a-i da această lucire. El este până la 2000 grid, dar trebuie și polișat pentru a-i da strălucirea aceea intensă. Aici în spate o să-i punem un șnur din piele, care va veni, eu știu, în pădure sau dacă să nu-l pierdem de la mână, să vină prins de mână, de încheietura mâinii. Una peste alta, zic că a ieșit destul de bine. Vom vedea și cum va ieși și teaca. Aceasta este o piele destul de groasă. Este tăbăcită vegetal, este cea mai bună piele, teoretic, cea tăbăcită vegetal și asta e de calitate foarte bună. De obicei, dacă e vopsită și nu e culoarea asta naturală, atunci a fost tăbăcită chimic și e de o calitate mai inferioară. Dacă căutați piele pentru diverse lucruri, să fie tăbăcită vegetal. Este mai scumpă ca cea tăbăcită chimic, pentru că acea tăbăcită chimică se poate tăbăci în maxim 24 de ore, pe când aceasta vegetal poate să ajungă și la 3 luni. Perioada de a fini pielea, a o tăbăci definitiv. Vom face și vom vopsi maro, să fie contrastul. Cuțitul este mai închis. O să vă arăt exact cum se face și cum voi face eu și teaca. Am făcut dintr-un carton pur și simplu un șablon pe care l-am pus. Și vom decupa bucata de piele, o vom decupa cu un cuțit foarte bine ascuțit. Și cuțitul
Va veni așa. Vom pune și prinderea pentru centură pentru curea. Vom vedea pas cu pas. În regulă, dragi prieteni, să ne auzim cu bine. Până data viitoare, toate cele bune vă doresc.